de 9 ani încoace, eu simt ziua de 8 martie ca o mamă. Până 8 martie era o zi în care o simțeam pentru mama mea. Acum o simt și pentru mama mea, dar o simt cineva pentru mine ca și mama lui, pentru că l-am în viața mea și fiul meu. Spre deosebire de alte femei, eu nu am răbdat o relație toxică. Spre deosebire de alte femei, eu nu am răbdat, chiar dacă eram deja în rolul de mamă și tată, nu am răbdat rolul de femeie care nu este fericită pentru sine, dar este fericită pentru ochii lumii. Femeia putere, gingășie, bărbat. Eu mereu îmi voi respecta părinții pentru că vreau la rândul meu să fiu respectată de copiii mei. Eu sunt 100% femeia care la fierbințeală spune multe, când se răcorește vrea să ierte sau cere iertare. Eu niciodată nu aș răbda violența de orice tip din partea unui bărbat, pentru că sunt femeie. În ultima vreme eu m-am maturizat extrem de mult și meritul aproape total îl deține un bărbat. Spun nu la, cred că este clar, la violență asupra femeii. Cadou perfect pentru mine este dragostea bărbaților mei.